15 partide politice riscă să fie sancționate contravențional pentru că nu au prezentat raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2024. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, din 64 de formațiuni, 49 au depus în termeni stabiliți darea de seamă. Astfel, printre cei care urmează a fi pedepsiți se regăsește Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii, Partidul Social-Democrat, Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, Partidul Moldova Unită, Edinaie Moldova, Partidul Conservator, Partidul Regiunilor din Moldova, Partidul de Guvernământ Acțiune și Solidaritate nu se regăsește în această listă. CEC menționează că pentru încălcarea prevederilor referitoare la raportarea financiară, formațiunile politice riscă avertismente sau amendă în valoarea maximă de 400 de unități convenționale, ceea ce ar însemna 20.000 de lei. Contactat de noi pentru o reacție, președintele Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, Serghei Toma, ne-a spus că va reveni mai târziu cu un apel, lucru ce nu s-a întâmplat până la editarea acestui material. Reprezentanții Partidului Politic Noua Opțiune Istorică nu ne-a răspuns la telefonul indicat pe pagina oficială a formațiunii. Nu au răspuns apelurilor nici cei de la Partidul Socialist, Partidul Social-Democrat și Partidul Conservator. Nici celelalte formațiuni menționate nu au venit cu o reacție. Totodată, Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției pentru a întreprinde acțiuni în vederea limitării activității partidelor care nu au depus la CEC rapoartele financiare pentru anul 2023 și pentru primul semestru al anului 2024. Am încercat să aflăm de la CEC dacă PAS a inclus în rapoartele financiare toate cheltuielile pentru compania de informare despre referendum, tipărirea ziarelor, plantelor și cât au indicat. Asta în condițiile în care tot mai mulți politicieni acuză reprezentanții Partidul Acțiune și Solidaritate, că promovează referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană înainte de startul companiei electorale, folosind resurse administrative. Președintele Autorității Electorale ne-a spus că la momentul actual formațiunile politice erau obligate să prezinte raportul privind gestiunea financiară. Ulterior, CEC va iniția etapa de control detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului. Și numai după aceea, Comisia va veni cu precizări referitor la această întrebare. Inițial, noi am semnat hotărârea prin care am constatat cine s-a conformat termenului, cine a venit cu întârziere, cine a depus pe suport pe hârtie când trebuia să depună în sistem. Deci e doar la nivel de constatare a faptului prezentării în termen a rapoartelor. Deja după aceasta urmează propriu zis controlul, așa cum am făcut de fiecare dată. Inițial e vorba de supravegherea prezentării și după aceasta vine controlul nemijlocit al materialelor care se conțin în aceste rapoarte. Și suplimentar vom veni și vom face toate aceste constatări ca de fiecare dată, dacă au fost depășite termenele, donațiile, plafoanele, dacă au fost admise cumva donații de la persoane juridice în pofida reglementărilor. Deci toate aceste analize pe conținut urmează să fie într-o altă hotărâre a Comisiei. Menționăm că mai multe partide politice, printre care PSRM, Blocul Victoriei și MAN, au sesizat Comisia Electorală Centrală cu privire la promovarea de către reprezentanții puterii a referendumului privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană înainte de startul campaniei electorale. Formațiunile menționate acuză administrația publică centrală că încalcă grav codul electoral pentru care implica funcționarii publici în promovarea referendumului, deși campania electorală încă nu a început. Se întâmplă după ce mai mulți reprezentanți PAS, inclusiv premierul Dorin Răcean și președintele Parlamentului Igor Grosu, au început să meargă în localitățile din țară în contextul referendumului inițiat de președintele Maia Sandu pentru a le vorbi cetățenilor despre beneficiile aderării la Uniunea Europeană. În timpul întrevederilor, politicienii distribuie inclusiv ziare despre plebiscitul din toamnă. Referendumul republican constituțional va fi organizat în 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Potrivit CEC, pentru organizarea și desfășurarea acestui proces vor fi cheltuite peste 37 de milioane de lei, iar pentru alegerile prezidențiale vor fi necesare suplimentar aproape 4 milioane de lei.